Acest program vă este oferit de Sanador. Insuficiența mitrală este o afecțiune în care valva mitrală nu se închide așa cum ar trebui și permite refluxul sângelui din ventricul înapoi în atriul stâng. Deși este o suferință a inimii, contrar așteptărilor noastre, ea afectează mai mult persoanele tinere. Medicul Elena Nechifor are însă vești bune pentru tine. Valva mitrală se găsește între atriul stâng și ventriculul stâng și permite curgerea sângelui unidirecțională dinspre atriu spre ventricul. În cazul insuficienței mitrale, un volum de sânge din ventriculul stâng trece înapoi în atriu din cauza lipsei de coaptare a foiților mitrale, din cauza imposibilității închiderii complete a valvei mitrale. Pacientul cu insuficiență mitrală are ca simptome dispnea, oboseala, la eforturi mari inițial, ulterior la eforturi mici și în repaus. Diagnosticul insuficienței valvei mitrale se face prin ecografie cardiacă transtoracică, însă de elecție este ecografia transesofagiană, care aduce date suplimentare despre mecanismul de producere al insuficienței valvei mitrale, precum și orientează în privința stabilirii conduitei terapeutice. În ultimul timp s-au dezvoltat tehnicile de reconstrucție ale valvei mitrale, ceea ce reprezintă un avantaj față de înlocuirea acesteia cu proteză mecanică sau biologică. Tehnicile de plastie ale valvei mitrale presupun inserția de neocordaje, rezecții ale unor segmente cuspale, picaturi de inel sau implantare de inel mitral. Atunci când valva este profund remaniată, iar plastia nu se poate face sau când este intens calcificată, se îndepărtează valva mitrală. Tehnicile chirurgicale pot fi abordate prin chirurgie clasică cu sternotomie mediană, circulație extracorporeală, dar în ultimul timp această patologie se pretează foarte bine la tehnicile minim invazive cu toracotomie în treapt, spațiu 4 intercostal. Pacientul în timp își îmbunătățește clinica, dispare dispnea, iar dacă s-a optat pentru plastia valvei mitrale, acesta are o calitate a vieții mult ridicată. Insuficiența valvei mitrale este o afecțiune care progresează lent. Unii pacienți pot să nu prezinte simptome timp de mai mulți ani. Mergi la controlele periodice. Ai grijă de tine! Acest program vă este oferit de Sanador.